Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorrider, iar astăzi ne aflăm pe circuitul Motorpark de aici, de la Adâncata, un eveniment făcut de mari coloși ai motociclismului, și anume cei de la Yamaha și BMW. Aici se fac teste de motociclete, și anume tot ce înseamnă top de la Yamaha și top de la BMW. Acum am intrat la o sesiune mică și o să vă explic mai târziu ce este de fapt acest eveniment și la ce este bun acest eveniment. În general, este vorba despre test ride-uri de motociclete, tot ce înseamnă M, mai ales varianta M a Yamaha R1 M, M1000RR, tot ce înseamnă top al motociclismului, să zicem de serie, da? Pentru că sunt motociclete de serie, aceste M-uri sunt cele mai puternice motociclete de serie. A intrat Marius Băciră, îl cunoașteți pe Marius de la Rider Academy, de la acele cursuri făcute de la ultimul vlog. Astăzi, cu ajutorul celor de la Yamaha România, BMW și motocicleta potrivită, ne aflăm aici, testăm motociclete. Acum sunt pe un MT-09. Am intrat puțin cu Marius să vedem trasele de pe circuit. Gâze. Și o să testăm astăzi majoritatea motocicletelor, și anume și R1 și R1M, dar și cele de la BMW. Am luat prima dată un MT-09 ca să vedem cum este cu acest tip de motocicletă, să ne învățăm mai întâi cu ceva mai ușor și după care să trecem pe cele de viteză. Pe cele de viteză o să punem în schimb și GoPro-ul pe față ca să ne vedem. Da, da. Astăzi avem invitați presa, printre care și Mikey H, dacă îl știi, și el este mare motociclist. Învățăm trasele prima dată, iar după aia începem să ne dăm noi ușurel și învățăm puțin circuitul. Lansează destul de bine, asta e destul de MT-ul nostru de oraș cu care ne dăm în fiecare zi. Să-mi fige. 6 viteze avem pe acest MT-ul. Foarte bine să ține pe curbe. O să facem și un review la acest tip de motocicletă puțin mai încolo, nu chiar foarte mult mai încolo, pentru că urmează o colaborare cu Yamaha România și o să facem review tuturor motocicletelor care există la test drive. Prima sesiune s-a terminat, am intrat la boxe, ne-am plimbat, ne-am distrat, dar haideți să și vorbim puțin despre acest eveniment, de ce s-a făcut acest eveniment și la ce e bun acest eveniment. Acest eveniment, da, acesta, nu altul. Începând așa, de jos în sus, da, picioarele pe sperință, cea mai comună greșeală pe care o văd la motocicliști pe stradă este poziția asta stilurață, vârful cizmei în jos și în afară. O poziție pe care mulți o abordează pentru că pare așa mai relaxată, genunchiul este mai puțin îndoit decât dacă am sta în poziția corectă, care e cu pingeaua pe sfârșită, da? Dacă stau cu vârful cizmei în jos, mă înclin un pic mai tare ca să fac o evitare sau ca să iau un viraj un pic mai strâns decât mă așteptam, dai cu vârful în cizmei în asfalt și, în cel mai bun caz, îți oprești limit înclinarea acolo, că nu o să poți să te înclini mai mult, că tocmai ți-ai pus un opritor. Deci virajul, evitarea ce făceam, o limităm la unghiul X, nu putem face mai bine de atât, da? Dacă nimerim o situație mai gravă și mai probabilă, când simt asfaltul pe cizmă, ridic motocicleta, mă sperii și ridic. Caz în care virajul, evitarea ce făceam, s-a cam ratat, da? Am ieșit de pe trasă, am ieșit larg. Din cazul cel mai grav, dacă înclin hotărât și eventual am scărițele mai apropiate de asfalt, se proptește motocicleta în cizma mea, face un pic de pârghie, descarcă un pic roțile de la sol, suficient cât să cadă motocicleta pe interiorul virajului cu piciorul meu prins sub ea, cel mai
nasol deznodământ. Bun, dragilor, suntem pe un tracer de la Yamaha, tot Yamaha folosim astăzi. Este un sport tourer mult, mult, mult mai înalt decât MTU. Motocicleta asta este un sport tourer, așa că poți să faci lumea cu ea. Ei bine, astăzi nu facem lumea, facem circuitul. Vedem cum se comportă, este, o simt mult mai ușoare decât MTU și totuși este extraordinar de înaltă. Doamne, ce bine trage! Doamne! Este o motocicletă superbă, superbă. La, deci, două curbe mi-au trebuit cu motocicleta, pur și simplu am învățat-o până acum. Mi se pare superbă motocicleta, schimbă excelent! Se apleacă extraordinar de ușor. Mi se pare o motocicletă super ușoară. Deci, dacă vrei ceva de drum lung, Doamne, nici nu pot să mă concentrez să vorbesc, Doamne, cât de mișto e motorul. Nu pot să cred așa ceva. Ce au reușit cei de la Yamaha să facă cu acest motor? Tracerul ăsta arată și bine, avem și bordul ăsta. Doamne, ce bine se apleacă, Doamne, ce bine virează, cât de ușor e. Să-l testăm puțin și pe linia dreaptă. Vedem și aici pe circuitul de la Dâncata. Nu ne dăm tare, este pur și simplu un test de motociclete, să vedem cum se comportă acestea în condiții extreme de viteză, de, nu știu, de viraje, de viteză, de... Nu este la fel de brutal ca și MTU. Este mult mai liniar, se simte mult mai bine. Nu are același vâc ca și MTU, dar totuși este o motocicletă care are destulă putere. Îmi place foarte mult șaua pentru că în momentul în care accelerezi sau ești pe viraj, se simte efectiv șaua aia în spate, cum te împinge și cum te ține efectiv pe motocicletă ca să... Nu ca să nu pici, că evident că tu ești un motociclist, un nebun și un motorider care nu pică de pe motocicletă. O motocicletă care îți oferă siguranță, încredere în tine, încredere că poți frâna de urgență momentul unui incident. O motocicletă, deci n-am cuvinte să o descriu. Mi se pare că cei de la Yamaha au reușit cu acest model. Pur și simplu e un model reușit. Îmi place extraordinar de mult cum se simte, cum se controlează. Sunt curios la o vitezană, pentru că nu m-am dat pe vitezane până acum, n-am de ce să mint, dar este exact tot ce îmi doresc eu de la o motocicletă. Wow, Doamne, am rămas surprins, plăcut, extraordinar de plăcut surprins. Doamne, cu asta poți să intri pe macadam fără să simți suspensiile astea, nici măcar nu clintesc, nici măcar nu simți că ai denivelări, că... Extraordinar de bună motocicleta asta. Se apleacă extraordinar de bine. Îmi place foarte mult cum se simte pe curbă. Nu-ți trebuie ceva mai mult pe asfalt. N-ai ce să faci mai mult de atât pe asfalt. Nu cred că ai unde să folosești toată puterea motocicletei. Poate că s-ar simți foarte puțin în momentul în care car ceva, bagaje mult mai grele, dar în general nu ai ce să faci cu asemenea motocicletă, e prea frumoasă. Doamne, ce... Și motorul ăsta cum se aude. Oh, Doamne. O, Doamne, mâna în blană, în gaz, cum se simte, Doamne, îmi pică transpirația de pe ploapă în ochi. Aceste căști pe care le purtăm noi în trafic nu sunt căști de circuit, la ce mă refer, nu sunt foarte bine ventilate. O cască foarte bine ventilată te ajută în momentul circuitului pentru că nu transpiri la fel de mult pe ea. Motocicleta asta poate să tragă și de jos, poate să tragă și de sus, indiferent
ce turație ai la motor. Doamne, și te simți zeu în momentul în care stai pe șaua acestei motociclete și ești drept. Mă simt, nu știu, atât de în siguranță pe modelul ăsta de motocicletă, de n-ai idee. Cât de bine se ține, Doamne. Opa. Shifter, ce vrei, frâne, quick shifter, are și ambreiaj, e și pe modul sport, o groază de trip time, exact tot ce îți trebuie ca să controlezi o motocicletă. O, Doamne, o, Doamne, efectiv, tot ce trebuie să faci este să te ții de motorul ăsta și să te distrezi cu el, să te distrezi. Este un motor cu care te poți distra foarte, foarte mult. La ce să mă aștept? La nimic fenomenal. Pe vitezane nu prea am încercat. Foarte ușoară. Poftim? Da. Deci sunt foarte reactivă și reacționează foarte... Deci calm cu... Da, da, da. Foarte ușură. Ok. O să simți că exagere, răspunde exagerat la orice faci. Deci dacă faci ceva bine, te super ajută. Dacă faci ceva greșit, deci cursiv, fără bruscat, fără... Da. Ok. Ce repede accelerează motorul ăsta. E o plăcere efectiv să te dai pe el. Vorbeam singur aici. Ambreiajul e atât de distractiv să nu mai folosești acest ambreiaj. Simte că îi place să stea pe curbe, se simte cum stă pe curbe mult mai bine decât acele motociclete sport tourer sau naked-uri cu care m-am dat și până acum, cu Tracer-ul sau cu MT-ul. Motocicleta asta, pur și simplu, pur și simplu stă foarte bine pe curbă, îi place foarte mult. Nu tragem foarte tare de motociclete, nu bruscăm, pentru că sunt motociclete de test și, Doamne ferește, picăm. La 300 aici. Mie la 220 deja mi-e frică. Doamne, cum e asta? Uf, Doamne. Ce zi, ce zi. 1000 cm cubi track experience Yamaha cu BMW. O zi numai bună de dat pe circuit, fără ploaie, fără niciun pic de umezeală. Nu da peste mine. Bun. Motociclete de la R1M, BMW 1000RR, tot varianta M, variantele de motociclete de serie, atenție, deci sunt motociclete de serie, sunt înmatriculabile, nu prea e ce să faci cu ele pe stradă, dar dacă vrei să le folosești la adevăratul potențial, la asta mă refer, dacă nu vrei să le folosești la adevăratul potențial și să dai bine doar în poze, da, să merită atunci și dacă ai și un bănuț,
se merită să, să-ți iei un astfel de, de motor. În general, acestea pot fi exploatate la maximul lor pe un circuit ca ăsta, ca la motorpark. Viteză. Grijă, viteză, asta e tot ce contează și mult cap. Nu foarte mult accelerație, că strică. Siguranța contează foarte mult pe tipul ăsta de motociclete. Ultimele sisteme apărute pe piață le găsim pe motoarele astea. Euro 5, accelerație, rup. Ce mai vrei? Cu tracerul m-am dat. M-am dat și cu un MT-09. M-am dat și cu negruța asta S1000RR de la BMW. Prima dată când m-am urcat pe o motocicletă de viteză de asemenea putere, 200 și ceva de cai, peste 200 de cai, direct pe un circuit, a fost ceva wow. Mi-a plăcut foarte mult. Îi mulțumesc lui Alexander de la Motocicleta Potrivită, celor de la Yamaha și BMW pentru această invitație și ce să spun? O zi super, super faină, super distractivă. Adrenalină mai puțin, ca să nu dăm cu motoretele pe jos, că na, vor și alții să se dea cu ele. Acum au intrat piloții, Vlad Neaga, Cățan și mulți alți piloți au intrat să le testeze și să le exploateze adevăratul lor potențial. Ce vă pot spune mai mult de atât decât vă mulțumesc că ați stat și ați urmărit acest vlog de pe circuit. O să mai facem review-uri, toate motocicletele pe care le-ați văzut aici o să le luăm pe rând și o să le facem review-uri separate pentru fiecare model. Să-mi spuneți mai exact ce acolo în comentarii, la ce model vreți să facem prima dată test ride și să facem un review așa în mare la motocicletă. Nu uita să fii și tu motorider de pe www.motoridershop.ro, iar motorider pentru tine, până data viitoare, numai bine! Pa!